Eu trebuie să constat că ceea ce spuneți noastră e foarte bine și foarte frumos. Planuri mărețe, dar iarăși constatarea și realitatea noi ne ciocnim de total altceva. Eu înțeleg că este foarte bine să desenăm o strategie de aur care costă 200 de milioane de euro și să mergem, să promitem că în 5 ani de zile strategia va fi implementată și totul se va rezolva. Însă sunt soluții la ziua de azi, care ele astăzi sunt și ele astăzi pot fi rezolvate. Și caietul ăsta respectiv de sarcini, cum spuneți noastră, noi vom insista ca să fie făcut public, să fie participe oameni cu idei, pentru că este foarte multă inițiativă, sunt foarte multe soluții inovatoare care doar trebuie să le auzim, să avem deschiderea, că prin faptul că noi o să invităm toți stakeholderii și tot fiecare o să expună părerea și o să facem 50 de grupuri de lucru și fiecare o să tragă la turta lui, problema nu o să se rezolve. Ori există direcția transport, care are autoritatea să rezolve problema respectivă. Altfel, nu vă supărați pe mine cât de n-aș vrea acum să fiu destructiv, dar constructiv, noi fix în 2020 o să ne trezim cu aceeași problemă. Eu înțeleg că oamenii astăzi au o nevoie, noastră puteți astăzi să o rezolvați. Dacă îi întrebăm parcul urban de autobusul Șârtecu, el normal că el nu se vrea tichetare electronică și eu vă spun de ce. Pentru că același studiu a spus că 20.000 de tichete pe zi nu se raportează. Deci banul meu, banul a fiecărui cetățean care plătește pentru tichet, undeva se duc, zilnic. Și atunci noi vom ajunge fix peste 3-4 ani, când banii tot încolo se vor duce printre degete, primăria tot va spune că nu are bani la buget, pe atâta timp cât noi nu putem duce o evidență strictă cât cheltuim și unde este banul cetățeanului, noi niciodată nu vom fi în stare să avem un parc urban de autobuse reînnoit.